Eu vă mulțumesc astăzi că ați găsit să veniți să discutăm. Mulțumesc, Chișinău. Fără ca să facem o regulă totală în drumuri, infrastructură, să nu mai fim orașe în care se construiesc holubării pe fiecare 100-200 de metri pătrați. Proiectul național, trei capitale, Chișinău, Bălțu și Cahul, este bazat pe faptul că aceste trei orașe care le-am numit, în timp de 4 ani de zile, să devii vitrine pentru toți care vor să vie în Republica Moldova și cei care vor să vie să investească un ban. Trebuie să fie un regulament și în salarii și în pensii. Ce ține de oamenii de cultură, eu am văzut atitudinea în municipiul Bălț, când în fața teatrului Vasile Alexandriu a fost construită o sală de nunți, lipită de teatru, este un monument istoric. Deși vorbesc, țara are nevoie de zavcos și de chirurg. Eu eram nevoit să iau în mână cuvalda, barosă și în două zile să-i distrug și a treia zi de-am dădem cuvar și facem flori acolo. Iată așa noi trebuie să facem la nivel național. Pentru corupție, de la 15 ani până pe viață, cu confiscarea averii rudilor, eu vă asigur că doar prin așa metode dure, noi putem să obținem un rezultat, ca să le lăsăm copiilor noștri, nepoților lor, o moștenire și nu un stat practic dispărut și plin de datorii. Vreau să-l salut pe decanul meu de la facultatea, Oleg Orusov din municipiul Bălți, domnul Ion Manole. Vreți să cunoașteți formula dreptății? Vă dați-l terenatul usatei. Are un credo pe care el nu l-a spus acum, a aspira, a căuta, a nu găsi și a nu ceda niciodată. Votăm Renato Usatăi. Mersi. Dumnezeu să vă dea sănătate, domn decan. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.